În 1999, când se croia proiectul revistei, știam că ne dorim foarte mult să oferim pieței asigurărilor un instrument de comunicare eficient. În acel moment de început, ținând în mână cu emoție proiectul primei coperți a numărului semnal 0, era greu de imaginat momentul în care vom vedea coperta cu marca 100. Cu aceste cuvinte deschide echipa revistei Prim articolul care marchează 100 de ediții ale primei publicații dedicate piețelor românești de asigurări și pensii private. În studioul Exprim TV se află Daniela Ghețu, director editorial al publicațiilor Prim. Bine ai venit, Daniela! Bine v-am găsit! Te rog, spune-ne ce înseamnă pentru echipa revistei Prim editarea numărului 100 al revistei. Să spunem că numărul 100, prin rotunjimea lui deosebită, înseamnă încununarea unei etape de învățare de aproape 12 ani. Unei etape în care am învățat foarte mult despre asigurări și despre piața asigurărilor din România și nu numai de aici. Am învățat foarte mult ce înseamnă lucrul în echipă. Sper că am reușit să învățăm ce înseamnă o știre bună și dată la timp. Sper de asemenea că am reușit să învățăm și ce înseamnă să răspunzi nevoilor acestei piețe, să ieși în întâmpinarea lor, să vii mereu cu lucruri noi, cu date din ce în ce mai multe și mai de profunzime, cu materiale de analiză, dar și cu știri care dau pulsul în domeniul asigurărilor din întreaga regiune în care lucrăm și noi. Ce le rezervă cititorilor săi numărul 100 al revistei Prim și hai să le spunem și ce le rezervă următoarele ediții ale revistei? Numărul 100 a coincis în mod fericit cu un eveniment de mare importanță pentru piața asigurărilor din România și anume cu gala anuală a premiilor oferite de revista Prim. Este un eveniment care e o bucurie și pentru cei care sunt beneficiarii acestor premii meritate pe drept după un an de activitate și pentru noi care le oferim și care avem astfel ocazia să creăm un moment de sărbătoare pentru toată lumea. Asta înseamnă că în paginile revistei 100 se va regăsi galeria premianților, echipele din țară care au fost premiate, motivele pentru care au primit aceste premii, toate detaliile legate de frumusețea și amploarea galei din acest an. Pe lângă asta, sigur că sunt și alte articole și interviuri, așa cum ne-am obișnuit cititorii. De fiecare dată încercăm să aducem un element de interes legat de evenimentele la zi. Câteva pagini de asemenea sunt rezervate unui eveniment recent organizat de Media Exprim în străinătate, la Istanbul. Prima ediție a unui eveniment care sper că va face tradiție în lumea asigurărilor europene și chiar cu o extindere către continentul asiatic, și anume Conferința Internațională de Brokeraj în Asigurări. A fost un moment foarte interesant și foarte important. Discuțiile purtate acolo au depășit și ca amploare și ca adâncime așteptările noastre ca organizatori, lucru care ne-a dat o satisfacție deosebită și sper că va fi doar o primă ediție dintr-un lung șir de evenimente din ce în ce mai cuprinzătoare și mai folositoare acestei piețe.